se urcă pe margine după aia. În ce constă programul lui de fiecare zi? Ce, cu ce le hrăniți și ce... Ce faceți pentru el? Ca și delfinii, pentru că este mamifer marin, Johnny mănâncă peștișor. Are și el, ca și delfinii, o dietă variată, de la herring, mackerel, la baby herring, capelin, șprot, tot ceea ce le putem asigura ca diversitate. Și mănâncă de 3 ori pe zi, ca și noi. De câte ori mănâncă, lucrează, nu îi se dă mâncare gratis, ci trebuie să facă ceva. Deși leii de mare sunt niște mamifere marine statice, nu prea sunt foarte jucăușe, ci preferă să iasă pe mal, să doarmă, să se usuce, să noate, să floteze în apă, pentru că cineva a zis, vai, ce-a pățit leul de mare, că stă cu capul în apă, nu mai iese să respire. Leii de mare sunt mamifere care nu stau foarte mult pe uscat, au luni întregi când nu văd țărmul și atunci au o modalitate aparte de a se odihni. Flotează din când în când, dacă le este cald, scot o înătătoare deasupra, așa ca o velă de catarc, și stau și se răcoresc, după care se răsucesc în apă sau pot sta pe fundul bazinului până zic ei, ok, m-am plictisit, ies deasupra să respir. Deci nu este absolut nimic ciudat cu ei. E un comportament normal și pe noi ne bucură. Păi, Johnny face și gimnastică, bineînțeles că este învățat să ne arate dințișorii ca să-i verificăm gura, dă notătoarele la verificat, stă să fie mângâiat între ghilimele, pentru că este tot o verificare, să vedem dacă este ok, nu are vreo leziune ceva, dar pentru public e un mângâiat, pentru noi are mai multe înțelesuri. Lasă-mă că vine. Hai mă cu minte că vine. Singur.